Vali Porcișteanu și-a reactivat abonamentul la Victorie pe care l-are în competițiile internaționale organizate pe teritoriul României. Valino s-a impus și în Danube Delta Rally, etapă ce a contat pentru campionatul internațional de specialitate. Luptă frumoasă de zile mari între doi campioni autohtoni, Vali Porcișteanu și Alexandru Pițigoi, care s-au duelat permanent pe parcursul specialelor extrem de rapide ale Danube Delta Rally, pe care s-au înregistrat viteze de peste 200 de km pe oră, condiții în care căldura toridă a devenit ceva mai ușor de suportat. Din păcate pentru Pițigoi, pilotul care a condus întrecerea încă de la prima probă specială, el a fost nevoit să abandoneze după ruperea unui pivot al suspensiei spate, incident survenit pe penultima probă specială a competiției tulcene. Ieșirea din cursa a pilotului bucureștean i-a permis lui Porcișteanu să urce pe prima poziție și să câștige etapa ce a contat pentru campionatul internațional de raliuri. Podiumul întrecerii a fost completat de Sebastian Barbu și de Răzvan Trișnevski.